Publicistul Ștefan Dumitru Afrimescu și-a lansat la Centrul Cultural Pitești două volume de versuri, Poeme albastre și Hermeneutica Libertății. Evenimentul a coincis cu aniversarea zilei de naștere a autorului. La manifestare i-au fost alături oameni de cultură argeșeni, jurnaliști și prieteni. Mulțumim că ați răspuns invitației noastre și în special a lui Ștefan Dumitru Afrimescu, care după multe lupte a reușit să găsească un sponsor, nici nu am întrebat cine este, și să finanțeze aceste două cărți care, după cum vedeți, au ieșit în condiții grafice foarte bune. Am concluzionat așa că dacă ar fi să mă aleg cu câteva idei în urma lecturii cărților lui, ideile astea ar fi, în primul rând, o libertate, un anume fel de libertate la care el face referire, nu o libertate așa cum o concepem noi, în modul abstract, pentru că în mod fatal ea numai abstractă este, ci o libertate, dacă am putea o numi, a spațiilor închise. Chiar dacă e vorba de social, de societate, chiar dacă e vorba de umanitate, de interioritate, până la urmă la el capătă simbol acest spațiu închis în care caută libertatea. Al doilea lucru cu care m-am putea rămâne ar fi ideea că trăim efectul propriilor noastre alegeri. Și nu știu cum naibii se întâmplă că nu știm când, nu știm cum, nu știm de ce și cât, dar ne compromitem într-un fel sau altul, spiritual. Până la urmă, chiar dacă e vorba de a ne complace într-o situație care nu ne este proprie sau nu ne convine, chiar dacă nu vorbim, chiar dacă acceptăm într-un fel sau altul, această maculare are loc în social, în viața așa cum este ea. Al treilea lucru la care m-am gândit citind poezia lui a fost un fel de egalizare, să-i spun, sigur cu aspect peiorativ, care ne paște pe toți. Ceea ce unește cele două cărți, s-a precizat că una este apelată spre cerebralitate, vezi că s-a pomenit și numele lui Martin Heidegger, Das Sein und Zeit. Cealaltă este așa infuzată de lirism și aici m-aș duce spre Baudelaire și cred că el este totuși cel care întruchipează condiția albatrosului. E foarte greu în ziua de astăzi să comprimi universul tău spiritualicesc cu cel jurnalistic. Mai ales că Ștefan Dumitru Afrimescu, timp de foarte mulți ani, din 92, parcă, și până în 2006, a fost jurnalist de investigație pur. Nimic altceva. România Liberă, plus colaborări prin presa locală. Din păcate, în universul nostru cultural, să nu-i spunem cultural, pentru că universul ăsta, piteștean, cultura de orice fel nu are niciun fel de valoare. Îl cunosc pe Ștefan din petrochimie, am fost amândoi ani mulți petrochimiști, eu am stat vreo 30 și ceva, el și-a luat libertatea în mâini după 1990 sau chiar mai înainte, în 85. Dar nu pentru și alte zări, ci pentru București. Pentru București, da. Și-a luat libertatea, dar înainte de a-l cunoaște mai bine, am observat că este un om destul de introvertit și totuși cu un suflet destul de cald. Și întâmplarea a făcut ca cineva din fabrica în care lucra să fie un cunoscut și l-am întrebat, dumne, ce e cu el? Este un om foarte închis și mi-a spus, zice, este un om foarte drept, nu poate să tolereze măgările și nedreptățile și inechitățile șefilor. Și ochiul stelei care mă cere încă, parcă ar fi ochiul mamei. Și câte zile de mers voi mai avea până să ajung? Și zilele acestea mai pot însemna naștere sau doar pieire? Nu. Să mă mai nasc? Nu pot. Dar de ce va trebui să pierd? Ai mei
poate mă așteaptă. Și eu va trebui să plec în ochiul stelei ce mă mai cere încă. A fost o luptă infernală pentru a obține bani. Pentru că nu e puțin lucru să te duci să bați la ușa cuiva, tu ca jurnalist, să bați în ușa ăluia în care ai dat, spre care ai scris, pe care l-ai terpelit, l-ai putut ca pe dracu, ca pe oalbii de porci. Te duci la el să-i ceri bani, Dumnezeule, păi pune bădigate pe tine. Și atunci e extraordinar de greu de găsit în condiția asta de jurnalist, vorbesc, extraordinar de găsit finanțare. În numele cerului, în al muntelui pe care a trebuit să urcați totul până la urmă, știți bine că libertatea este doar o chimeră, asumarea vale și un fel de nonsens. Respingerea însă va deveni un supliciu. Dar voi încă nu vreți sau nu știți. Iar pentru aceasta vă voi condamna pe viață la libertate. La mulți ani și la multe cărți, Ștefan Dumitru Afrimescu.